Binecuvântat să fie în numele lui Dumnezeu. Frați și surori, ne bucurăm de o nouă zi de viață, ne bucurăm de sănătate și de speranța pe care o avem în Domnul Isus, care este prezent în mijlocul nostru. Cu această speranță am venit să ne închinăm, să spunem cuvinte de laudă în cinstea Domnului și să recunoaștem că El este Dumnezeul nostru. Împreună cu soția mea vă salutăm în numele Domnului Isus și ne bucurăm de părtășia Bisericii din Kitchener, ne bucurăm de prietenia cu fratele păstor Andrei Bălulescu, cu frații din conducerea Bisericii, cu dumneavoastră, poporul Domnului. Împreună cu noi este și sora Marcela Damșa și copiii dânsei, Denis, Noela. Vă aducem salutări sfinte din partea Bisericii Betania. Am venit cu bucurie în weekendul ăsta la Kitchener, am petrecut cu dumneavoastră vineri seara și ieri, împreună cu frații și surorile în două adunări specifice. Și în dimineața asta ne bucurăm să stăm la cina Domnului cu sufletul liniștit, în prezența Tatălui nostru, care a fost bun, milos, ne-a binecuvântat pe noi, casele noastre și ne-a adus biruitori până în ziua aceasta. Apreciem tare mult ospitalitatea dumneavoastră, în mod deosebit a fraților păstori care s-au purtat cu multă dragoste față de noi și le mulțumim frumos. Mulțumim și familiilor Gorcea care ne-au găzduit, prietenilor noștri din biserică, din zonă. Și dimineața asta, pentru că suntem împreună și avem harul să stăm la masă cu Domnul, aș vrea să rostesc o predică Inspirată din pasajul pe care fratele Păstor l-a citit, o predică care vorbește despre învățătura pe care Pavel a primit-o pentru cina Domnului. Omul este o ființă, pe de o parte, socială și, pe de, o, pe de altă parte, este o ființă religioasă. Așa se face că absolut toți oamenii de pe fața Pământului și din toate timpurile au avut o anumită formă de manifestare religioasă. Sigur că unii sunt religioși în religia ateistă, alții sunt în religia creștină, budistă, musulmană. Fiecare popor are o formă de religie. În cultura fiecarei națiuni religia este prezentă. Omul poartă în sufletul lui această căutare după Dumnezeu și își găsește liniștea siguranța și pacea interioară, echilibru interior atunci când îl întâlnește pe Dumnezeu sau atunci când el crede că l-a întâlnit pe Dumnezeu. Diferența între a-l întâlni pe Dumnezeu și a crede că l-a întâlnit pe Dumnezeu este diferența între a fi un om sfânt și diferența între a fi un om religios. În general, oamenii sunt religioși. Atunci când un om îl întâlnește pe Dumnezeu și prin credința și pocăința personală este născut din nou, omul acela este mai mult decât a fi religios, mai mult decât o persoană care trăiește în spațiul religios. Este o persoană care se întâlnește într-un mod personal cu Dumnezeu și cu Fiul lui Dumnezeu care este Mântuitorul oamenilor. Când omul este religios, el practică anumite tradiții ale oamenilor când un om este sfânt, el împlinește cuvântul lui Dumnezeu din Scriptură, Scriptură care este mesajul de dragoste al lui Dumnezeu pentru oameni. Vedeți, dumneavoastră, dacă nu ar exista Biblia, noi nu am avea niciun reper în lumea aceasta despre cum și cine este Dumnezeu. Fiecare om are o formă de religie, dar nu seamănă cu acelui de lângă el, în fiecare zonă a României și a, oricărui, a, a oricare alte țări de pe fața Pământului, există o tradiție diferită de a celorlalți. Dar atunci când citim în Biblie, constatăm că Biblia este aceeași carte a lui Dumnezeu pe toată fața Pământului. În afară de Biblie, noi nu avem siguranța că ceea ce se spune este din partea lui Dumnezeu. Dacă nu ar fi Biblia noi l-am pune pe Dumnezeu pe seamna unei bănuieli. Așa cum în lumea aceasta sunt o grămadă de tradiții, o grămadă de culturi, o grămadă de religii. Astăzi suntem în fața Domnului și deschidem cartea Domnului, suntem în casa Domnului și aș vrea să vorbesc despre cina Domnului, aducându-vă aminte că ea este unul dintre cele mai profunde acte de cult ale Bisericii lui Dumnezeu. Hristos a poruncit să ne împărtășim și Biserica lui Dumnezeu face lucrul acesta. În dimineața aceasta, fratele păstor a citit pasajul acesta din 1 Corinteni, capitolul 11, care vorbește despre învățătura despre cina Domnului. Ca oricare al pasaj din Scriptură, și pasajul acesta se pretează a fi interpretat cel puțin în două feluri. El se pretează a fi interpretat din punct de vedere istoric și din punct de vedere teologic. Prima parte este ușor de observat, că până la versetul 23 este surprins aspectul istoric, adică se spune cum a fost atunci, atunci când, atunci unde. Observați că aici se vorbește despre aspectul istoric într-o biserică locală, în biserica din Corint. Acolo era o biserică, exact cum astăzi, în Kitchener, este o biserică aici, probabil și alte în alte locuri. Bine, aspectul istoric despre biserica din Corint prezintă cum erau oamenii de atunci, cum interpretau ei învățătura despre Cina Domnului, cum o practicau. Și Pavel, ajungând în mijlocul lor, sau auzind de la Aicloiei și de la alții despre ei, pentru că nu are posibilitatea să vină în persoană la ei, el trimite o scrisoare și în scrisoarea aceasta, care este complexă, în capitolul 11, el le scrie despre cina Domnului. În această scriere despre cina Domnului, găsită în capitolul 11, scrierea lui despre cina Domnului este împărțită în două. Prima parte, repet, surprinde aspectul istoric, adică Pavel spune cum erau ei cum erau ei în partea bună și cum erau ei în partea rea. Apoi, în al doilea rând, el surprinde aspectul teologic, adică cum trebuie interpretată învățătura Bibliei cu privire la cina Domnului. Vedeți, sunt predicatori care, venind în calitate de musafiri în bisericile noastre, ei spun, eu, ceea ce predic este din Biblie. De parcă predicatorii locali nu predică din Biblie, predică din Coran. Eu nu folosesc decât Biblia, de că parcă predicatorii din Biblie mai folosesc și altceva în afară de Biblie. Și surprinde foarte mult că predica lui este din Biblie. Vă rog frumos să mă ascultați cu mare băgare de seamă. Știți câtă Biblie este în predica noastră doar atunci când citim textul. Aia este Biblie. După aceea este ceea ce noi înțelegem din ce am citit din Biblie. Aceasta se numește teologie. Interpretarea Bibliei este teologie. Diferența dintre Biblie și teologie este următoarea. Biblie este când citim pur și simplu din această carte. Când ridicăm biserica, de obicei ridicăm biserica și spunem citind din cartea cutare, capitolul și versetul cutare. Aia se numește Biblie. După ce lăsăm cartea jos, Aduce în salutări bisericii și ținem predica, aia este interpretarea despre Biblie, iar interpretarea despre Biblie se numește teologie. Ei bine, în a doua parte a capitolului, Pavel vorbește despre teologia cinei Domnului, adică el aduce învățătură despre cum trebuie înțeleasă cina Domnului, ce este și ce nu este, cum trebuie luată cina Domnului, cum trebuie luată și cum nu trebuie luată. Această interpretare, această tălmăcire a pasajului din Biblie, Pavel a adus-o bisericii din Corint, iar noi avem astăzi harul să avem Scriptura și să descoperim în Scriptura aceste două elemente, istoricul bisericii din Corint și teologia despre cina Domnului prezentată de Pavel bisericii din Corint. Această zestre scripturală este o mare bogăție pentru noi, fiindcă, dacă n-am fi avut-o, eu aș fi spus că este într-un fel, dumneavoastră ați fi pretins că este altfel, și nimeni n-ar fi avut un argument suficient și necesar pentru ca să susținem că aceasta e voia lui Dumnezeu. Priviți că Pavel remarcă în versetul 23: Am primit de la Domnul ceea ce vă spun. El clarifică că nu e originea acestui text, ci Dumnezeu este originea. Iar el a luat de la Dumnezeu pasajul, l-a adus bisericii din Corint, fiind scris, a rămas păstrat până la noi. Observați de ce este bine să scriem. Vă aduceți aminte, spun asta într-o paranteză, vă aduceți aminte că în Vechiul Testament găsim de foarte multe ori întâlnită următoarea idee. În cronici au fost scrise. Și cronicile s-au păstrat. Și uneori împăratul spunea, aduceți în cartea cronicilor. De aceea avem nevoie de secretar să noteze că în cutare zi s-au întâlnit cutare oameni și au stabilit cutare lucruri. Altfel noi uităm. Mai țineți minte ce ați discutat la adunarea generală din anul 2015? Nu. Dar secretarul se duce în dulap, aduce cronica din... De la adunarea din 2015, cu semnătură și ne aduce aminte de ce am discutat atunci. Noi trebuie să avem o istorie, oameni buni. Și biserica lui Dumnezeu trebuie să aibă istorie. Și biserica locală trebuie să aibă istorie. Și o familie are istorie, cel puțin prin albumul de poze pe care îl are. Noi avem un trecut. Un trecut pe care trebuie să îl evocăm uneori, exact cum astăzi evocăm un trecut al Bisericii din Corint de acum 2000 de ani. Haideți să revenim și să spunem următorul lucru. Chemarea lui Pavel de a sluji Biserica lui Dumnezeu l-a responsabilizat să supravegheze lucrarea lui Dumnezeu. Vedeți, aceasta este relația dintre responsabilitate și autoritate. Sau mai bine zis, dintre autoritate și responsabilitate. Atunci când noi dăm autoritate unei persoane, ordinăm un slujitor în biserică, alegem pe cineva prin vot să, să devină membru un comitet, delegăm pe cineva să fie dirijor într-o formație, punem pe cineva să fie ușier. Noi dăm putere acelei persoane. Noi nu mai putem să-l întrebăm pe omul ăla, dar datul cine ești ca să ne spui nouă ce să facem. Ăla este omul chemat de Dumnezeu și confirmat de votul adunării generale. Omul acela este delegat cu autoritate să slujească în mijlocul nostru, să ia decizii și să le aplice. Dar, simplu fapt că lui se conferă autoritate, el se face responsabil acum de anumite lucruri pe care este obligat să le facă. Autoritatea îl face responsabil. Nu poți să fii responsabil dacă n-ai autoritate și nu poți să ai autoritate fără să fii responsabil. Nu poți să spui nu mă interesează atunci când tu ai fost pus să te intereseze. Nici nu te poate interesa oficial dacă, -ai fost dacă nu ți-a fost încredințată puterea, autoritatea de a face asta. Vedeți, un polițist este dotat cu un armament în dotare și el are pistol. El are pistol și are dreptul să folosească pistolul, dar ori de câte ori îl folosește, este responsabil dacă l-a folosit într-un cadru corect sau a abuzat de puterea pe care o are și a omorât pe cineva nevinovat. El are putere, de aceea are obligația să mă apere pe mine și pe Dumneata, că i s-a încredințat pistol. Dacă n-ar avea pistol și nu ar fi numit polițist, el n-ar avea nicio obligație să răspundă la telefon atunci când eu îl sun, având nevoie de poliție pentru un motiv sau altul. Sau putem să dăm exemplu ambulanța, pompierii sau oricare altă instituție a statului. Tot la fel în Biserica lui Dumnezeu. Pavel a fost chemat să fie apostol și pentru că a avut autoritatea de apostol și a manifestat responsabilitatea de apostol. Și el a spus, mai întâi de toate aud că. Mai întâi de toate aud că. De unde a auzit el? Păi s-a interesat. Uneori mă sună oameni din România care sunt părinții unor tineri din biserică și îi spun pace, ai vrea să-mi spui dacă copilul meu e cu minte, e serios, vine la biserică? Și eu îi spun, da, copilul dumitale este cu minte, serios, vine la biserică, felicitări pentru modul în care l a educat și l-ai crescut. Și închis închide telefonul liniștit. De ce mă sună el pe mine? Pentru că el se simte responsabil de copilul lui. Copilul lui trăind departe de el, peste măr și țări, el nu-l vede, nu știe cum se comportă. Și atunci îl sune pe păstor și îl întreabă, spune-mi te rog despre copilul meu. El a avut autoritatea, să nască copilul acesta, dar acum are responsabilitatea să se intereseze de copil și dacă e nevoie să-i dea un telefon și să-l mustre, să spună, mai l-am pe pastor și mi-a spus că nu prea vii pe la biserică. Nu ți -e ți-e rușine să te comporți așa? Nu te temi tu de Dumnezeu care ne-a adus până astăzi și tu știi cum a binecuvântat casa noastră? Ei, la fel Pavel a primit autoritatea să fie Apostol, și aici își manifestă responsabilitatea de apostol, manifestând grijă, preocupare, interes pentru Biserica lui Dumnezeu. Pavel n-a fost cineva care s-a interesat de Biserică și a scris cărți. Pavel a fost chemat de Dumnezeu să facă lucrurile acestea. De aceea, peste 2000 de ani, și noi recunoaștem autoritatea Lui. Prima epistolă scrisă de Pavel către Corinteni răspunde întrebărilor pe care aceștia i le-au adresat. Oamenii puneau întrebări când Pavel era prezent sau absent. Când era prezent fizic, răspundea fizic. Când era absent fizic, răspundea prin scrisori, așa cum se întâmplă în, lucrul, în pasajul pe care l-am citit astăzi. În 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 1, Pavel scrie cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris. Iată, dar că nu, Pavel, nu doar Pavel le scria lor, și ei îi scriau lui Pavel. E ca și cum astăzi noi folosim e-mail, text message, telefonul, ei nu le aveau. Nu aveau o diversitate de metode de comunicare, ci doar scrisorile. La vremea aceea exista o poștă, evident, primitivă, specifică acelui timp, dar exista un fel de poștă. Poate le trimitea prin cineva, prin cineva de nădejde. Și noi trimitem prin frați care știm că pleacă din Kitchener în Chicago, spunându-le, mai ai putea să duci, te rog frumos, asta lui ăla. Ei, așa se întâmpla și în vremea aceea. Exista o corespondență specifică timpului de atunci. În sfârșit, pun capăt introducerii și revenim la pasajul acesta, spunând următorul lucru. Pavel spune în capitolul 11, versetul 8, următoarele cuvinte. Versetul 18. Mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, Pavel a auzit. Nu era prezent acolo, el nu a văzut, el a auzit. Asta înseamnă că cineva i-a spus. Asta înseamnă că cineva i-a spus pentru că el l-a întrebat, l-a rugat să-i să spună. Spune-te rog, ce mai e prin Biserică? Probabil Pavel a sunat păstorul sau poate a sunat pe altcineva, un bătrân sau eu nu mai știu pe cine, că Biblia nu remarcă treaba asta, dar a sunat pe cineva și a primit informații și după ce primește informațiile și își manifestă îngrijorarea. Și trimite această scrisoare care începe cu prezentarea aspectului istoric și mai apoi cu prezentarea aspectului teologic. Din prezentarea aspectului istoric noi înțelegem cum erau ei din prezentarea aspectului teologic, înțelegem cum ar fi trebuit să fie ei. De aceea, treaba asta se constituie pentru noi într-o puternică lecție de viață. În puternicii de chemarea lui Dumnezeu, Pavel dedică șase versete din capitolul 11, începând cu versetul 17, ca să prezinte problema umană și apoi 12 versete ca să prezinte soluția divină. Înțelegeți? Problema umană pentru că Dumnezeu nu are probleme Și soluția divină Pentru că oamenii nu au soluții La orice problemă umană Dumnezeu are soluții Inclusiv la boală și la moarte Problema lui Dumnezeu la boală E vindecarea prin credință Și problema lui Dumnezeu la Și soluția lui Dumnezeu la problema Morții de pildă este învierea Nu trebuie să ne temem Când suntem bolnavi Dumnezeu ne vindecă Iar dacă murim Dumnezeu ne va învia aceasta este Evanghelia lui Dumnezeu. Dacă citiți predicile apostolilor, miezul predicilor lor, subiectul teologic al predicilor lor, este învierea și judecata de apoi învierea și judecata de apoi. Orice predică din Noul Testament pe care o veți citi, indiferent de către cine este rostită, mai ales de Pavel și Petru, și indiferent cui îi este adresată unui dregător, unei mulțimi, întotdeauna vorbește despre înviere și despre judecată. De ce? Pentru că oamenii se gândesc ce se întâmplă cu mine când voi muri. Cât de necesară este credința mea dacă după ce mor, ea nu mai are nicio putere noi vrem să avem o credință care, după moarte, are putere. De ce? Pentru că noi murim într-o zi. Toți oamenii mor. Iar Biblia ne spune că, după moarte, există două locuri, două case. Casa raiului și casa iadului. Cine vrea să meargă în iad? Nimeni. Dar iadul va fi plin de oameni. Asta înseamnă că nu mergi după moarte unde vrei, ci mergi acolo unde te califici să mergi. Dar în ce fel te poți califica? Prin merite personale? Nu. Dumnezeu este atât de sfânt și pretențios încât noi nu ne putem ridica la nivelul lui de sfințenie pentru ca să trăim satisfăcându-i sfințenia. Noi nu ne calificăm. De aceea a venit Hristos. El a venit special pentru asta. Noi, când ne-am născut, noi ne-am născut pentru că Tata și Mama ne-au născut. Dar Hristos n-a fost născut din Tata și Mama. El a venit în mod miraculos prin întrupare, asta înseamnă că a avut o existență anterioară, noi n-am mai avut o existență anterioară, numai hindușii cred în reîncarnare. Noi nu credem în reîncarnare pentru că n-am fost păianjă înainte să devenim oameni și nici nu vom fi gâscă după ce vom muri ca oameni. Noi trăim o singură dată și apoi urmează judecata, nu a fi gâscă sau păianjan. Aceasta este învățătura Scripturii care aduce lumină și condiții ferme ei bine, în viața aceasta noi trebuie să avem preocuparea pentru viața umană, de aceea ne căsătorim, facem familii, muncim ca să avem o casă, să avem un rost, să ne hrănim copiii, să educăm. Dar deopotrivă, noi avem preocuparea și să ne mântuim sufletele, pentru ca dincolo de mormânt să ajungem în rai, nu în iad. Pentru asta îl primim în inimă pe Hristos ca mântuitor. Religia nu e suficientă. Ce este religia? E o formă, e o tradiție, este o metodă de a îl căuta pe Dumnezeu. Dar Dumnezeul acesta ne-a trimis deja o carte și ne-a spus cum să-l căutăm. De aceea noi nu-l putem căuta cum vrem noi, că nici în țara asta nu poți merge pe stânga cum se merge în Australia, că în Canada nu se merge pe stânga, regula e că mergi pe dreapta, dacă te duci în Australia, regula e invers. Și nu poți să mergi ca în Canada, deși la aceeași regină se raportează și unii și alții. Vedeți, norma e importantă, nu opinia publică. Opinia publică spune, a, păi bunica mi-a spus că trebuie să fac asta și asta. Știți ce mi-a spus bunica mea? Bunica mea mi-a spus că înainte să mă culc, trebuie să fac așa pe pernă, numele Tatălui al Fiului și al Sfântului Duh, numele Tatălui al Fiului și al Sfântului Duh. Și așa am făcut toată copilăria. De asemenea, bunica mea m-a învățat că Dumnezeu iartă omului 74 de păcate. Nu știu de unde i a luat ea treaba asta, nici până acum n-am descoperit, dar așa știa ea. Și îmi spunea dacă treci de 74, ești terminat. Dumnezeu nu-ți mai iartă păcatele alea. Numai 74-ți le iartă. E un fel de grație. Am numărat, când m-am făcut un pic mai mărișor, 74 și am trecut de ele. Imaginați-vă că am trecut de ele. Și eram îngrozit cu mintea mea de copil că o să mă duc în iad. Și am zis, ok, Doamne, te rog frumos, dăm voie să o iau de la început. Și am luat-o de la început. Număram eu păcatele cât mă ducea pe mine mintea la vârsta aia. Și cu groază am ajuns din nou la 74. Și iar m-am speriat de moarte și iar am luat-o de la început. Nici nu știu de câte ori am luat-o de la început atât copilăria mea, dar de foarte multe ori. Când m-am făcut mare și am ajuns la vârsta de 21 de ani, am intrat într-o biserică ca aceasta și un bărbat care a influențat mult Mișcarea Evanghelică din România, care a fost rectorul Institutului Teologic Pentecostal, a ținut o predică. Era prima predică pe care am ascultat-o în viața mea. Prima mea vizită într-o biserică evanghelică. Eu, 21 de ani, n-am știut că mai sunt și alte biserici în România, în afară de Biserica Ortodoxă. Atât, de, atât de, de, de izolat și de neștiutor, de necunoscător, am fost la capitolul acesta. Și când am ascultat predica aceasta, a fost suficient pentru mine să înțeleg că eu sunt un om păcătos. Și datorită acestor păcate eu voi merge în iad. N am nicio șansă să-mi iert singur păcatele. Și preoții nu pot ierta păcatele. Eu sunt un preot și nu pot ierta păcatele nimănui. Cum să iert eu păcatele? Cu ce să le iert? Cine sunt eu? În ce autoritate? În ce drept? Cine m-a trimis pe mine să iert păcate? Pot să prezint autoritatea care m-a trimis pe mine între oameni să le iert lor păcatele? Din potrivă, singura carte pe care a trimis-o Dumnezeu oamenilor spune că există un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor Dumnezeu. între Dumnezeu și oameni. Și acesta nu e preotul, acesta este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De aceea eu m-am pocăit și l-am primit pe Hristos în inimă. Pentru că am avut interesul să scap de păcatele care le-am făcut, să devin mântuit și să merg în rai. Totul a fost în avantajul meu, în beneficiul meu, spre binele meu veșnic. Aici o duc mai bine dacă am casă, aici o duc mai bine dacă am mașină, aici o duc mai bine dacă am bani. Dar viața pe pământ este limitată și când ajungi dincolo sunt alte legi. Iar una dintre ele este că dacă mor cu păcatele asupra ta, mergi în iad. O alta este că dacă în viața aceasta te pocăiești, adică te căiești, regreți, ai remușcări pentru păcatele tale și îl chem pe Iisus în calitate de singurul mântuitor să-ți ierte păcatele, tu devii iertat, mântuit, absolvit de vina ta. Și el transferă păcatele tale asupra lui, iar nevinovăția lui asupra ta. E ca atunci când prin zel sau altă formă legală, transmitem bani în mod invizibil și fără, fă fă fizic, nu dăm bani cash cuiva, ci este un transfer bancar. Ei, tot la fel în lumea spirituală există transferuri. El a transferat păcatele noastre asupra Lui, iar eu nu le mai am, deși le-am făcut. Pentru că căința îl satisface pe Dumnezeu. Dacă eu te supăr pe dumneata, mai am vreo șansă să mă împac cu dumneata? Evident, care e șansa? Să vin la dumneata și să spun, îmi permis să vorbim puțin și spui da. Uite, eu acum înțeleg că te-am supărat atunci și mă simt foarte vinovat de treaba asta. Te rog frumos, fii bun și iartă-mă. Îmi pare rău. Acum gândesc altfel, îmi dau seama că am întrecut măsura, te-am supărat, îmi asum treaba asta, mi-e rușine de mine, dar te rog frumos, iartă-mă. Și dacă dumneata fi nervos, spui, lasă-mă în pace, domne, că ai, ai, întrecut măsura. Eu nu mă ridic la nivelul de supărare al dumitale, că ai dreptate. Încerc să-mi păstrez cumpătul echilibru și mă concentrez pe rezolvarea problemei și spun, da, ai dreptate, dar te rog, iartă-mă. Și dumneata încă s-ar putea să nu fii liniștit și să spui, da, mi-e greu să tercă, te bă omul ai cu măsura. Eu din nou am grijă să nu mă ridic la nivelul de supărare al dumneitale, să zic, da, bă, am venit să-ți cer iertare și... Nu, 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 pentru că eu am un scop, eu trebuie neapărat să-mi rezolv problema și mă comport cu grijă, vorbesc încet și cu... pentru că am musca pe căciulă, adică sunt vinovat și trebuie să-mi rezolv problema. Și continui cu grijă să spun, ai perfecte dreptate încă o dată repet că îmi pare foarte rău. Te rog, te rog, te rog iartă-mă. Și oricât ar fi omul de supărat, dacă îi vorbești frumos, dacă ți asumi vinovăția, dacă el simte și vede că ți pare rău, oricât ar fi el de mânios și de nedreptățit, omul, omul, se simte răzbunat prin faptul că te-ai căciulit în fața lui, adică te-ai te, -ai, te -ai smerit și ți-ai recunoscut vinovăția. Și spune, ok, apreciez că ți-ai cerut iertare, să știi că ești iertat. Domne, prinzi din nou viață și pleci acasă liniștit și poți să dormi fără să te trezești la trei dimineața. Dar asta pentru o singură vină în fața unui om. Dar în fața la Dumnezeu noi am acumulat milioane de păcate. Frații mei, milioane. Dacă un om face trei păcate într-o zi, într-un an, face 1000 de păcate. În 61 de ani are 61.000 de păcate. Dar cine face doar trei păcate pe zi? Haideți să revenim la pasajul din Corinteni. Dacă ne uităm la prezentarea problemei, aspectul istoric pe care Pavel îl prezintă, primul lucru pe care el remarcă este lipsa de învățătură. Biserica din Corinti era caracterizată de lipsă de învățătură. Ei aveau profeții, prorocii, ei se rugau, ei aveau manifestare abundentă a darurilor, dar darurile nu oferă învățătură. Darurile manifestă puterea lui Dumnezeu. Slujbele manifestă autoritatea lui Dumnezeu. Încercați să faceți diferența între aceste două lucruri. Darurile spirituale manifestă puterea lui Dumnezeu. Aici este dunamis. Aici este dunamis. Exact asta înseamnă dinamită autoritatea lui Dumnezeu însă este prezentată de slujbe, păstori, prezbiteri, diaconi. Biblia vorbește despre păstori, despre bătrâni. Aici nu mai e cuvântul dunamis, pentru că nu mai e vorba de putere. Aici este cuvântul exusia, este vorba despre autoritate. Biserica nu este condusă de putere, este condusă de autoritate. Permiteți-mi să vă dau un exemplu. Imaginați-vă că pe stradă ne operște un polițist. El este așa mărunt ca mine și mai slăbuț, mai pipernicit. Nu are putere. Dacă îl pui să ridice o ganteră de... O halteră de 50 de kilograme s-ar putea să nu poată. Poate are și probleme cu spatele, cu coloana. Dar pentru că are begiul ăla, are insigna aia și e polițist, el te oprește oricât de sfrijit ar fi, oricât de slab poate să aibă 50 de kilograme dar are autoritate. Căciula aia de polițist, pistolul ăla de la cingătoare și în general echipamentul lui îi dă autoritatea să te oprească. Acum imaginați-vă un culturist, de noi acum mușchi, așa vreo 200 de kilograme sau măcar 150. Ăla poate să ridice 100 de kilograme de 10-15 ori. El are putere, nu glumă. Dar dacă te oprește pe stradă, iese în față și te oprește. Oprești? Nu. Pe păi cine e ăla să mă oprească pe mine? Un polițist mă poate opri care are autoritatea. Ăsta are putere, dar ce mă interesează pe mine de puterea lui? El nu are autoritate să mă oprească pe mine. Autoritatea este una, iar puterea este alta. Manifestarea de putere e manifestarea darurilor. Manifestarea de autoritate este manifestarea slujbelor. Încă o dată, haideți să ne întoarcem la Corinteni. Lipsa de învățătură este remarcată de Pavel și el spune, Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud pentru că atunci când vă adunați la oaltă, voi nu reușiți să vă faceți mai buni, ci vă faceți mai răi. E posibil să vii la biserică și în loc să te faci mai bun, te faci mai rău? Evident. De ce? Pentru că nu e învățătură. Oamenii confundă harisma cu învățătura. Ce este harisma? Harisma este o adresare foarte entuziastă. Plină de entuziasm și de efervescență, care stimulează emoția, dar s-ar putea să nu transmită un mesaj. Când se oprește în adresarea aceasta entuziastă, poate chiar așa învolburată, și ne, 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 ne atinge sentimentele și noi ne simțim așa bucuroși în bancă, și hai să presupunem că vorbește 30 de minute așa, se oprește și plecăm acasă. Cu ce a rămas? Că emoția trece. Dacă n-a avut niște idei concrete, dacă n-a avut niște idei clare, niște argumente care să însemne învățătură, nu harismă, întreb, cu ce rămânem? Dacă nimeni nu ne spune ce să facem în mod concret, Biserica trebuie să aibă învățătură, nu doar bucurie și harismă. Trebuie să aibă reguli clare. De pildă, frații mei dragi, noi ne-am adunat aici câteva sute de adulți. Noi, în cal noi, cei mai mulți dintre noi suntem părinți, noi suntem familii, suntem oameni mari, suntem oameni serioși, avem familie, avem copii și pocăiții au copii mai mulți. Ei, vedeți dumneavoastră, în biserica aceasta mi-asum ceea ce spun acum. Eu nu vorbesc de biserica din chicinări. eu vorbesc la modul general. O biserică are școală dominicală, noi ne luăm copii și ducem la școala dominicală. De ce? Acolo e o biserică pe mintea lor și sunt învățători pe mintea lor. Dar avem și copii mai mici. Sau poate nu toți copiii se duc la școala dominicală din anumite motive. Un copil nu poate să stea ca noi trei ore așa liniștiți și să se uite la predicator. Pentru că el e copil. El -are, nu poate să se concentreze pe o atenție îndelungată. Nici noi. Știința spune, observați la radio, că la, tot la 8 minute se aude un sunet care resetează și ne bagă din nou în 8 minute. Un adult nu poate să fie atent așa mai mult de 8 minute. După 8 minute trebuie să facă ceva, să se miște, să... pentru că asta este capacitatea omului. Dar un copil, un copil după un minut deja... Ei, copilul s-ar putea să facă gălăgie, să deranjeze, să aibă o jucărie și să tot programul să facă așa. Și noi, 500 de adulți, suntem deranjați de la unui copil. Care ar trebui să fie regula? Regula este următoarea. Nu punem copii. Vă spun cum e regula la biserica noastră, dar nu ca un model. Că biserica noastră nu e un model pentru dumneavoastră. Dar la noi regula este asta. Nu lăsăm copiii mici cu părinții pe primele rânduri, pentru că îi punem pe ultimile două rânduri. Alea sunt rezervate pentru părinți cu copii. De ce? Dacă un copil plânge, face gălăgie, părintele nu stă acolo cu el să deranjeze o adunare întreagă, ci se retrage discret afară. Cât îi ia de pe ultima bancă? Îi ia maxim 5 secunde. Păi noi nu expunem 5, 6, 700 de oameni, 1000 de oameni care sunt în biserică la nivelul unui copil. S-ar putea să-l doară burtica, s-ar putea să aibă coli, s-ar putea, s-ar putea, s-ar putea, s-ar putea. E adevărat că copiii plâng și sunt copii, dar noi nu suntem copii, noi suntem adulți. Și noi dăm învățătură, noi punem niște reguli și noi chemăm oamenii aceștia să se închine aici într-un context de liniște în care ne putem închina, putem da învățătură fără să fim deranjați. După ce părintele liniștește pe copil, el vine din nou în adunare. Dacă din nou un copil are o problemă și simți că primele două, trei secunde nu poți să-l liniștești, domnule, te retragi discret ca să nu deranjeze adunarea lui Dumnezeu. Se deranjează un om ca 500 să aibă confort. Că dacă nu se deranjează un om, tot confortul la ăștia 500 nu mai există și oamenii se ispitesc, iată dar ce înseamnă să ai învățătură. Să dai o învățătură clară, să ajungi în consens cu toată adunarea și toată adunarea să știe, domnule, regula la capitolul acesta este asta. Ei, Pavel asta a făcut. A făcut și fizic când era între ei în mod fizic, dar a făcut asta și când a fost departe de ei, le-a trimis această scrisoare și spune, mă, oameni buni, voi chiar în adunarea lui Dumnezeu, voi vă faceți mai răi în loc să vă faceți mai buni. Nu este obligatoriu când venim la biserică să ne facem mai buni. Nu e obligatoriu. E doar necesar, e doar ideal. Dar sunt mulți oameni, ca și în Corint, care vin la biserică și se fac mai răi. De ce? Pentru că nu schimbă nimic înspre bine. Li se pare că sunt atât de buni când nu mai au nimic de corectat. Frați și surori, asta a fost istoria unei biserici din vremea Apostolului. Apostolul a auzit și a luat foc. Inima lui a fost plină de amărăciune a pus mâna și a scris o scrisoare. Și un capitol l-a dedicat acestei chestiuni pentru ca să poată corecta Biserica lui Dumnezeu. Noi nu suntem perfecți, nici în învățătură, nici în practică. Omul niciodată în natura asta nu poate să fie perfect, că trăiește în firea pământească care nu poate fi sfințită în veac. Noi sfințim omul dinăuntru, Duhul, nu sfințim trupul, la nivelul firii pământești. Firea pământească trebuie doar înfometată, Biblia spune, omorâți mădularele firii pământești. Și acolo explică câteva manifestări ale firii. Haideți să ne întoarcem din nou la Corinteni. Prin învățătura aceasta, Pavel vrea să spună că în biserică trebuie să fie slujba de învățător. Frații mei, evanghelistul nu e învățător. Evanghelistul predică oamenilor din lume și cheamă în biserică. El predică Iisus este Domnul. Pocăiește-te, primește-L pe Iisus, și omul spune, el primește pe Iisus. E, acum el nu mai are nevoie de evanghelist, are nevoie de învățător. Vine în biserică și acum învățătorul ia și începe să-i dea învățături începătoare și învățături avansate. Face cursul de hateheză și la urmă începe predici profunde, nu cu lapte, că la vârsta asta mie nu mai îmi dați lapte, că mă apucă slăbiciunea. Dați-mi ceva pâine, ceva, să nu mai zic de carme. Nu poți la vârsta asta te trăiești cu lapte. Mai pui în cafea, mai, dar nu poți să treci cu lapte. Mai mănânci dimineața cu cereal. Dar un adult nu merge cu lapte, că dacă te duci la lucru cu lapte, la 12 vii acasă. Rolul învățătorului este să explice lămurit Evanghelia. A fi evanghelist este una, a fi învățător este alta. Evanghelistul predică Evanghelia nemântuiților învățătorul predică Evanghelia convertiților, oameni care au devenit frați, care au luat botezul în apă și care sunt aici. Dacă un învățător merge în lume, el nu se simte confortabil, pentru că el știe ca un profesor. Cum e profesorul? Ta, ta, ta. 1 plus 1 fac 2, ecuație, logaritm. El explică ca un profesor, ca un învățător. Cum e evanghelistul? Evanghelistul este flexibil, el nu intră în detalii, nu intră în învățătură tare, ci el spune doar următorul lucru. Tu ești păcătos, Iisus a venit ca mântuitor, prin credință și pocăință primește-l ca să mergi în cerul. primești? Da. Te-ai pocăit? Da. Urmează să te botezi? Da. Și urmează să fie dat pe mâna învățătorului. Iată dar care este rânduia la Bisericii lui Dumnezeu. Și Pavel le explică oamenilor acestora. Voi veniți la biserică, dar nu vă învață nimeni. Tot timpul vă evangelizează, vă evangelizează, vă evangelizează. Păi da, mă, omule, nu mai ajung o dată în clasa 8 -a, mă țin o viață în clasa 1 -a. Al doilea lucru pe care Pavel îl spune în versetul 17 este următorul. Motivația cu care vă adunați împreună este nu să deveniți mai buni ci să conservați, să deveniți mai rău. Aceasta este traducerea din Noul Testament pe înțelesul tuturor, care spune același lucru. Încă un lucru pe care îl remarcă Scriptura. Numele Domnului este dezonorat din cauza certurilor și neînțelegerilor lor. Atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Într-un context de dezbinare, se poate face cineva mai bun? Nu. No, nu se poate face mai bun. Se ceartă acasă, se ceartă în domeniul social și se ceartă și la biserică. Partidele demonstrează lipsă de caracter. Partidele demonstrează dorințe personale de a se impune în comunitate. Partidele demonstrează nesupunere, mândrie, aroganță. Și Pavel spune următorul lucru. Când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Și ce spune Pavel? Să vă laud pentru asta, am sori, nu vă pot lăuda pentru asta. Niște oameni care vin la biserică să se facă mai răi, nu mai buni, și niște oameni care vin la biserică ca să țină cu partidul lor, cu verișorii lor, cu rudele lor, cu grupul lor. Într-o biserică sunt partide pentru că sunt oameni firești care în loc să se facă mai buni, să facă mai răi. Asta era situația din Corint. Și Pavel atacă această problemă, o confruntă. De ce n-a băgat-o Pavel supreș? Pentru că era responsabil. Pentru că se simțea responsabil. Pentru că a avut chemarea, a avut autoritatea. Cineva din bancă nu poate să îndrepte treaba asta. Că fiți sinceri, nu poate un bărbat să vină aici să înceapă să vorbească. Dacă nu este un învățător, un evanghelist sau păstorul bisericii. Dacă păstorul nu-l cheamă, nu poate să vină aici, că e o rânduială. Nu toți bărbații din biserică ajung la microfon, ci numai câțiva care au chemarea, care au autoritatea să dea învățătură. Ei, Pavel a fost unul dintre aceștia, poate cel mai mare dintre ei. Și el a confruntat biserica. De ce a confruntat-o? Pentru că noi confruntăm pe copii când nu sunt cuminți. Dacă nu îi confruntăm, va fi vai de ei când ajung mari. Nu-i așa? Un copil needucat va fi vai de el când ajunge mare. El trebuie confruntat în copilăria lui. Și dacă e nevoie, și fixat, reglat. Ei, Pavel asta face cu biserica din Corint. Îi confruntă nu din răutate, nu din durătate, nu din duritate, nu din poziția de director, ci din poziția de apostol. Oamenii chemați au autoritate. Orice om pe care dumneavoastră îl votați să fie ordinat, devine un om care va avea autoritate. Nu vă mai întrebați, bă, dar tu cine ești să? Păi eu sunt omul pe care l-ai votat, dumneata sau biserica lui Dumnezeu, ca să slujesc aici. Pavel era un apostol și el îi confruntă pe oameni. Dar nu-i confruntă ca să oamenii să se simtă rău, să-și piardă încrederea, speranța, bucuria, ci îi confruntă să se corecteze. Confruntarea produce corectare. Disciplinarea este necesară în viața noastră, în toate domeniile. Apoi, Pavel spune următoarele cuvinte. Când vă adunați la oaltă, nu este posibil să mâncați pâinea Domnului, adică cina Domnului, azima și rodul viței, pentru că atunci când voi vă adunați, fiecare dintre voi își aduce mâncare de acasă. Observați, e cina cu C mare, și aia se referă la cina Domnului, și este în același pasaj și cina cu C mic, adică și aducea pachet de acasă. Și observați care era problema. Bogații și aduceau un pachet după posibilitățile lor financiare, iar săracii și aduceau un nimuric de pachetel sau deloc, alții care nu aveau deloc. Și ei, bogații se trăgeau cu bogații într-o parte și își scoteau găinile acolo să le mănânce, iar săracii se trăgeau într-o parte și unul avea o firimitură să o mănânce, altul deloc. E, ce frăție mai e asta când se întâmplă în aceeași cameră lucrul ăsta? Ajută? Că noi nu putem să eradicăm sărăcia și nici să desfințăm bogăția. Că Dumnezeu dă unuia mult și altuia puțin. De când e lumea, lume sunt bogați și săraci și bogați și săraci va rămâne până la sfârșit. Dar când în biserică faci o partidă a bogaților și una a săracilor și sunt în același loc și se face diferența între ei, unii devin aroganți ca au, iar ceilalți își pierd bucuria și speranța și îi invidiază pe bogați, aia nu mai este atmosfera de cina Domnului. Nu, te poți, nu mai te poți face mai bun într-un astfel de context. Și Pavel spune, voi disprețuiți biserica lui Dumnezeu și faceți de rușine pe cei ce nu au nimic, pe cei ce sunt săraci pentru că aducând mult, puneți în evidență că ei nu au. Și asta îi umilește. Și ăștia sunt frații voștri. Și în contextul ăsta nu puteți lua cina Domnului. Noi suntem diferiți. Dar această diferență nu o facem evidentă la cina Domnului. Unui tânăr, unui bătrân. Unui sărac, unui bogat. Unui sănătos, altui bolnav. Dar cina Domnului nu are legătură cu lucrurile astea. Încă un lucru pe care îl remarcă Pavel. Priorități egoiste. Fiecare se grăbește să ia cina Domnului înaintea altuia. Avem o problemă cu prioritatea. Eu să fiu primul. Eu să fiu primul. La un vot al bisericii există un clasament. Cine e pe primul loc? Cine a fost pe primul loc? Dar de ce te interesează, domnule, cine a fost pe primul loc? Ceea ce suntem la Formula 1? De unde în biserică chestiunile astea? Știți ce veți face cu ăla de pe primul loc? Se va mândri. Atâta facem. Ăla pe ultimul loc se va umili și s-ar putea să nu mai suporte pe la de pe primul loc. De ce aveți nevoie de lucrurile astea în biserică? De ce încurajăm concurența? Avem nevoie de concurență? De aia ne-am întâlnit aici. Ăsta nu te teren de sport. Aici am venit ca să ne facem mai buni. Și pentru a ne face mai buni, trebuie să folosim metode potrivite și duhovnicești. Și trebuie să avem în fruntea bisericii oameni duhovnicești care ne călăuzesc înspre metodele astea. Iar dacă totuși cineva vrea pe margine să o ia privatizându-se în biserica lui Dumnezeu, îi spune să-și vadă de treabă și îl ajutăm să stea la locul lui. Asta a făcut Pavel în pasajul acesta. Ăsta este aspectul istoric al bisericii din Corint. De asemenea, scopul părtășiei lor era greșit. Unul e flămând, altul e beat. Auzi tu, pregătit să iei cina beat fiind. Vă puteți imagina treaba asta? Asta e istoria bisericii din Corint, dragii mei. În nicio biserică din Noul Testament nu au existat atâtea manifestare de daruri spirituale ca și la oamenii ăștia. O biserică plină de putere, dar golită de autoritate. Încă un lucru, unitatea bisericii era distrusă de comparații și competiție. Vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic. Biserica era dezonorată. Voi disprețuiți biserica lui Dumnezeu. Aș vrea să prezint puțin soluția în încheiere. Pavel desaprobă în public comportamentul lor. În privința asta nu vă laud. Pavel nu i-a fost frică să spună adevărul, pentru că nu l-a spus ca să se răzbune pe frați și nici să-i supere, ci l-a spus ca să le ofere șansa îndreptării și a pocăinței. Permiteți-le slujitorilor să vă spună adevărul. Vă rog, nu-i opriți, că dacă i-ați oprit, asta nu mai este Biserica lui Dumnezeu. Acest cuvânt trebuie reafirmat mereu și mereu și mereu, după călăuzirea Duhului. Vă rog frumos, permiteți-le să reafirme cuvântul că aici e viața, aici e veșnicia, aici e viitorul nostru. Nu puneți presiune pe ei să lingușească adunarea. Nu, nu, nu. Nu, fraților, să vă feriți de asta. Noi nu venim mai să ne lingușească cineva. Apoi, Pavel refixează obiectivul spiritual ca să vă faceți mai buni. Ăsta este scopul. Noi avem o dăiță, cum spuneam vineri seara, și lucrăm la asta în mod individual, personal, dar în același timp, noi avem și întâlniri comunitare. Tu, voi. Și când venim aici împreună, avem slujbe, avem slujitori, avem un sistem de închinare, avem reguli. Încă o soluție pe care o oferă Pavel. Ceea ce explică el este revelația lui Dumnezeu. El îi asigură ce am primit de la Domnul, aceea vă spun. Mă opresc, nu mai spun nimic despre aspectul teologic, acela întotdeauna este prezentat, însă mai spun un singur lucru. Biblia lămurește motivul pentru care cina Domnului trebuie luată. În primul rând, Biblia exclude posibilitatea să stai pe bancă și să nu iei cina. Pentru că te simți vinovat. Mărturisește-ți păcatul dacă ești vinovat. Scap de păcat și te împărtășești. Nu există în Biblie învățătura să stai pe bancă și să aștepți cina următoare. Nu există. Dacă totuși dumneavoastră l-ați găsit, vă rog frumos să-mi spuneți și mie unde este. Biblia ne spune altceva. Cercetați-vă voi înșivă și așa să vă împărtășiți cu trupul și sângele Domnului. Nu să spui, nu mă împărtășesc în noiembrie, că mă pocăiesc pentru decembrie. Păi dacă tot te poți pocăi, pocăiește-te pentru acum, nu pentru în decembrie, că în decembrie s-ai putea să nu mai fii pe aici. Ziua noastră este astăzi, nu în decembrie. Și ui, lucru pe care vreau să vi-l spun, îngăduiți-mi, vă rog, mi un minut, să faceți lucrul ăsta spre pomenirea mea. Versetul 24, versetul 25, să faceți asta spre pomenirea mea, versetul 26. Vestiți moartea Domnului până va veni El. Frații mei, în modul cel mai practic posibil, când noi ne împărtășim, știți de ce ne împărtășim? ne împărtășim ca să ne aducem aminte de Domnul. Pentru că pâinea aia când se frânge este un simbol, e o imagine a felului în care s-a frânt trupul lui Isus cu 2000 de ani în urmă. Și ca noi să nu uităm asta, cina este un element de aducere a minte. E un element de aducere a minte spre pomenirea lui Isus, adică spre aducerea a minte ce a făcut Domnul. Să nu-L uităm pe Domnul. Ei au pus niște pietre în Iordan ca să nu uite că Dumnezeu a oprit Iordanul și când copiii vor întreba, ce cu pietrele aici? Păi, tati, uite care e istoria pietrelor. Când copiii vor întreba, dă-ne și nouă să mâncăm pâine. Nu, nu puteți mânca ca și copii. Uite care e istoria cinei Domnului. Noi o luăm o dată pe lună să nu-L uităm pe Isus și să-L pomenim. Când ei cina, închide ochii, ține bucățica în mână și spune, Doamne Iisuse, bucățica asta de pâine e frântă dintr-o dintr, -o, dintr -o turtă, Exact așa a fost frânt trupul tău, te-au bătut cu biciu, te-au zdrobit. Ți se vedeau cartilagiile pe spate. Tu ai, ai suferit asta pentru mine. E asta te, te impresionează, te atinge, te atinge sentimentele. Și apoi ia paharul și înainte să, 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 să înghiți înghițitura aceea din rodul viței, spune, Doamne Iisuse. exact... Asta de, 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 înghițitura asta de rod al vieții pe care o am aici e un simbol al sângelui tău care pur și simplu pic, 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 și s-a scurs viața din tine și ai murit pentru mine. Vreau să onorez jertfa ta, vreau să-mi aduc aminte cum ai murit tu pe cruce, vreau să nu uit asta că e esența creștinismului. În felul ăsta voi avea siguranța că atunci când mă rog să-mi mărturisești păcatele, tu mi le vei mărturisi pentru că tu ai suferit ca să ai autoritatea să iersi păcatele. Cina Domnului este o aducere aminte la ceea ce a făcut Domnul Iisus. Când se frânge pâinea, ideea este să vedeți trupul lui Isus frânt. Iar când se toarnă vinul, rodul viței, să vedeți sângele care s-a scurs. Este un simbol, un fel de, un fel de uh, imagine a ceea ce s-a întâmplat la cruce, pentru a-l pomeni pe el și pentru a nu-l uita. Dumnezeu să vă binecuvinteze!